în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cădea să ne veselim, căci fiul meu acesta, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Iubiți credincioși, trebuie să vă mărturisesc faptul că duminica aceasta, a doua din triod, Duminica Fiului Risipitor, este una dintre cele mai provocatoare teme pe care ni le poate aduce o Sfântă Liturghie. Și anume, o parabolă care ne fură oarecum către dramatismul unei familii și trebuie să mă mărturisesc că poate să fure inclusiv sensul mesajului prin frumusețea a ceea ce ne-a zis Mântuitorul despre un tată care avea doi fii. V-am vorbit în, iată, se apropie 23 de ani de când tot vă vorbesc aici, v-am vorbit despre fiecare lucru în parte, despre fiul risipitor, despre tatăl, despre fratele, despre credință, despre dreptate, despre bunătate. Însă, toată săptămâna am studiat și partea laică, cum se vede parabola aceasta care nu este încuiată în biserică, este lăsată să fie folosită și mai ales explicată de către toți cei care vor să înțeleagă ceva. Chiar este o broșură care cuprinde lecturi pentru omul contemporan. Și am văzut câte zbatere este pe toți oamenii să înțeleagă și mai ales să-și exprime câte un gând vis-a-vis de această minunată parabolă. Dar astăzi am venit la biserică știind că nimic din ceea ce am studiat nu o să vă spun, pentru că n-am studiat ca să spun mai departe, am studiat ca să învăț cum să trăiesc și să vă spun dumneavoastră ce am trăit, nu ce am citit. Nu sunt aici la niciun concurs de ocupare a vreunui post, nu sunt aici ca să vă spun cât am citit și cât n-am citit, ci sunt aici ca să vă spun ce am trăit. Când, înainte de citirea Sfintei Evanghelii, am luat-o după Sfânta Masă, ca să o așez aici pe analog în fața dumneavoastră, a celor care erați la începutul slujbei, mi-am dat seama că n-am vorbit niciodată despre un lucru. Unde plecase tânărul acela care luase partea lui de avere? În momentul acela mi-a venit și răspunsul. Plecase către împărăția lui Dumnezeu. Și acum că tot a venit vremea să mai fac niște prieteni, pentru că despre pedagogie, întotdeauna vorbindu-vă, cu siguranță bănuiți, dar nu știți adevărul, câți prieteni îmi fac eu între ghilimele. Pentru că am și veri care sunt mai cărcotași, am și fiini care văd lucrurile altfel. Dar pedagogia mă preocupă cel mai mult, pentru că ea este cea care vorbește despre educația omului care vrea să ajungă la Dumnezeu. Numai în câteva cuvinte vă spun despre Evanghelie ca să aduc în amintire celor care poate din binecuvântate pricii nu s-au aflat aici când s-a citit. Spune Sfântul Evanghelist Luca faptul că Mântuitorul a zis pilda aceasta. Un om avea doi fii. Și cel mai mic dintre ei a spus, Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și nu după multe zile a luat partea de avere pe care tatăl o împărțise și a plecat într-o țară depărtată unde și-a cheltuit-o repede în desfătări. Și a venit foamete mare în ținutul acela și el, nemai având cu ce să se întrețină, s-a angajat la cineva care avea o turmă mare de porci și avea grijă de porcii aceia. Și ar fi mâncat și din roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădeau. Și atunci a zis în sine, oare câți argații tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar aici eu mor de foame? Acestea voi face. Mă voi duce la tatăl și îi voi spune, tată, nu sunt vrednic să vin să mă mai numesc fiul tău. Fă-mă numai ca pe unul din argații tăi. Și s-a întors.
De departe văzându-l, spune Sfântul Evanghelist Luca, un lucru foarte interesant, de departe văzându-l, tatălui i s-a făcut milă de el și până să vină a pregătit vițelul cel îngrășat, a pregătit haina cea mai scumpă, a dat inel ca să pună în mâna lui și când a venit fiul și-a pus capul pe pieptul său și a zis, tată, nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și acesta l-a îmbrățișat, nemai apucând să mai spună tot, să-l facă măcar ca pe un argat al lui, și a poruncit să-i se dea inel în dreapta lui, să-i se aducă veșmânt curat și să se taie vițelul cel îngrășat, căci acest fiu al meu, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Dar până în seară, atunci când era sărbătoarea întoi, a venit fiul cel mare de la treburile câmpului și de departe, auzind zgomot, a întrebat, ce este acesta? Probabil că n-auzise niciodată așa un tărăboi sau așa vreo veselie în casa tatălui său. Și unul dintre slujitori a spus, tatăl tău a făcut un mare ospăț pentru că fratele tău s-a întors și tatăl tău l-a primit cu bucurie. Și nevrând să intre în casă, tatăl aflând a ieșit afară și a spus să intre și a spus, tată, de când mă știu îți slujesc și niciodată nu ți-am călcat cuvântul? Tu însă niciodată, măcar un ied, n-ai tăiat să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea în desfrânări, ai tăiat vițelul cel îngrășat. Și a spus tatăl, se cădea, fiule. Tu în tot ceasul m-ai ascultat și toate ale tale sunt. Dar se cădea să ne veselim pentru că fratele tău mort a fost și a înviat. Pierdut a fost și s-a aflat. Iubiți credincioși, eu sunt foarte încărcat după lectura acestei pericope, pentru că văd că îmi pot reproșa că nu am avut până acum ochi pentru a vedea pedagogia din ce s-a întâmplat acum. Și n-am văzut până acum traseul pe care a plecat fiecare. Traseul era diferit, dar destinația era aceeași. Toți vroiau să se mântuiască. Și aici revenim la copiii noștri. Ce ne face să credem noi că deținem toate traseele după pământ, ca să ajungă un copil al nostru undeva bine? Credeți că pleacă vreun copil de lângă noi să ajungă rău? Credeți că a plecat cu partea ce îi se cuvere din avere fiului aceluia, a plecat ca să o cheltuie de aiurea? Nu, a plecat să se simtă bine. Nici nu trebuie să ne întrebăm dacă se simțea rău în casa tatălui său. Rostul unui om este să-și urmeze destinația sa. Poate că unii aleg căi mai întortocheate, poate că alții mai drepte, dar să țineți minte că fiecare om își alege traiectoria funcție de ceea ce simte. Îmi aduc aminte când eram prin clasa a 9-a, a 10-a, se cam strânsese șurubul cu școala, deja intrasem într-o clasă de informatică, coleg de bancă de când mă știam cu sora mea, și acum vă imaginați când sunt doi colegi de bancă, frate și soră, cine învață mai bine, nu se învețe fratele. Sora mea era cu 15 etaje când ne aducea tezele, pa eu aducea prima pentru că o aducea în ordinea mediilor și era prima cu 10, pa mea mă iudea întotdeauna cu ultima. Că ultima era cu 4 sau cu 2,75, asta urma să aflăm la sfârșit. Dar aveam un profesor adevărat care de la jumătatea clasamentului nu mai spunea notele. Nimeni nu știa ce înseamnă să-ți iei ultima teză și cât scrie pe ea. Că nici noi nu eram prea curioși. Odată m-a întrebat un coleg, zice, mă, a zis domn profesor că noi între noi ziceam domn profesor, în fața lui ziceam tovarășul, că așa se zicea. Mai a zis că există două teze cu patru.
Una e a ta? Că eu am pailaltă. Zic, nu mă, ce n-a zis el că e un domn? E că mai era una cu 2,75, aia e a mea. Băi, copii, problema este următoarea. Când venea la școală mama, că mama era cea care se ducea la ședințele cu părinții, era foarte curioasă să afle cam cum este imaginea mea, pentru că vă imaginați că eu până n-am întâlnit seminarul, am mers la Renanti, ca să am mintea odihnită. De-abia după clasa 10-a era cu seminarul și atunci știam că o să am de treabă, dar până atunci le-am lăsat așa. Nici nu mă interesa nimic, absolut nimic, numai să trec așa, dar treceam greu clasa. Problema este că pe mama o încerca o nesiguranță. Bă, ce facem cu ăsta? Și l-a întrebat pe domnul diriginte, domnul Duceanu, parcă-l văd și acum, un tip foarte, foarte pregătit, pedagogic și mai ales dur când trebuia și trebuia tot timpul. Și mama s-apucă să-l întrebe și acum, fiind cadru didactic, bineînțeles că domnul diriginte s-a plecat așa mai cu căldură, mai știa că are doi copii în aceeași clasă și a întrebat, nu vă supărați, domn profesor, domn diriginte, cum sunt copiii așa, cum e Marius față de Magda? Și a făcut niște ochi cam cum făcea atunci când venea la noi la clasă și ne întreba ce lecții avem la fizică și noi ne cam uitam chiorâși unul la altul, aceiași ochi cred că a țintit-o pe mama și a spus, vai de mine, dar suntem colegi, să poate să faceți asemenea gafe? Ia vedeți, să nu repetați așa ceva, să nu comparați niciodată copiii unul cu celălalt, un copil se compară cu el însuși. Și m-a scos. Și eu am ținut minte lucrul acesta să vi spun tocmai despre acești doi pe care eu i-am înăpăstuit. Anii trecuți vă spuneam despre cârcoteala celui mai mare, despre cerbicia celui mai mare. Nu, acum vă spun ceva. Nu este nimeni cârcotaș dacă nu-l comparăm cu altcineva. Și am să vă spun acum în câteva cuvinte despre toate cele trei cazuri. De ce sunt trei? Ați uitat cazul cel mai important, tatăl. Păi tatăl nu trebuie să mântuiască și el? Păi eu vreau să mă mântuiesc în calitate de tată. În calitate de fiu am cam ratat momentul. A trecut copilăria mea unde toate erau bune și frumoase. Știți despre cel care se lăuda toată viața lui că, bineînțeles, știa și toată lumea despre el că era un tip virtuos, un tip, un familist convins și știa toată lumea că n-a călcat strâmb niciodată. Și a spus într-o euforie deosebită la o aniversare de-a lui, măi copii, să știți că cei mai frumoși ani din viața mea i-am petrecut lângă o femeie care nu este soția mea. Absolut s-a făcut o liniște mormântală și el a continuat, care este mama mea. Noi, lângă mama, trăim niște momente în care nu trebuie să ne gândim ce o să le dăm la copii ziua-ilaltă sau ce cariere vom găsi pentru ei și așa mai departe. Ei, numai că unul care era atunci de față și a văzut că nu este soția lui pe acolo, a zis, da, când o să împlinesc eu nu știu câți ani, am să zic și eu lucrul acesta. Numai că el, când a împlinit acei ani, de bucurie a luat-o de dimineață, cu paharul, și seara s-a gândit să zică și el acel lucru extraordinar. Și s-a ridicat așa, l-au ținut câțiva tovarăși de-ai lui, ăștia da, erau tovarăși, dacă făceau același lucru, tovarăși, nu erau domni, erau tovarăși. Și l-au ținut așa și el a început să spună, ce, măi copii, știți că cei mai frumoși ani ai vieții mele i-am trăit lângă o femeie care nu este soția mea. Da. Ia uite că nu mi-aduc aminte despre ce era vorba. Acum, problema este următoarea din punct de vedere pedagogic. Noi știm că avem o calitate sau alta. Față de părinții noștri, suntem copii. Dar nu suntem copii așa numai, suntem copii toată viața. Toată viața noastră suntem copii părinților noștri. Și atunci, haideți să luăm frumos pe fiul cel mic.
în care toată lumea dă cu pietre și după aia îl pune. Copilul cel mic a plecat de acasă, de ce? Ca să găsească mai binele. Măi copii, ca să se mântuiască, nu pleacă nimeni la rău. Doamne ferește! Ce credeți, că el a plecat ca să rămână sărac și să nu poate să mănânce nici măcar niște roșcove? Apropo, v-am mai zis odată că vreo bună parte, vreo 20 de ani din toată copilăria mea, m-am gândit cum adică păștea porcii și nu putea să mănânce din roșcovele pe care porcii le mâncau. Păi stați așa puțin. Diviziunea muncii, tată. El păștea porcii, adică mergea cu ei pe câmp. Când ajungea acasă, seara probabil, și porcii mâncau, nu mai era jobul lui să dea mâncare la porci. Avea pe altcineva angajat stăpânul respectiv și el nu avea contact cu hrana porcilor. Asta am aflat și eu mai târziu și vă spun și dumneavoastră, ca să știți că pe mine m-a frământat o 25 de ani. Ei, acum problema este următoarea. Nu vorbim pentru fiul acela, vorbim pentru tatăl din noi. Când vrea fiul nostru și fiica noastră să facă ceva, ce zicem? Lasă, tată, că nu știi tu. Mă, tată, dă-mi bani să-mi iau și eu prima casă, pune prima rată ma ta și continue. Lasă, tată, nu te băga dator la bănci. E, vrei după aia să căutăm crucul, să căutăm să o dăm în plată? Lasă că știu eu mai bine. Și ratează momentul. Nu mai are nici chef de muncă, nu mai are nici chef de nimic, pentru că știm noi mai bine. Orice copil care vrea să plece de acasă, să plece. Pentru că nu se poate întoarce schimbat cel care nu pleacă de acasă. Că ne luăm după aia de fratele cel mare. Dar lăsați-l să îmi treacă mie întâi supărarea, ca să nu vă vorbesc cu patos. Și atunci trebuie să învățăm în calitatea noastră de părinți, în primul rând, și după aia învățăm și în calitate de copii. Că și noi suntem copii. Și atunci, noi, de bine de rău, putem să avem o experiență în spate. Bă, tata m-a lăsat, nu m-a lăsat, așa erau vremurile, am plecat, ăsta sunt. Bun. Dar suntem pe deplin încredințați că ce vrea copilul nostru este bine? Da. Și o să spuneți, păi cum să fim încredințați bine când, uite, aflăm cine nu a avut urechi de auzit mesajul, uite mă, frate, tu-i mai cu minte una alta, rămâi și tu lângă el, împărțim treburile, câștigăm și așa mai departe, nu este valabil nimic. Când omului i s-a arătat direcția că trebuie să plece, lăsați-l să plece. Tatăl, v-am avertizat când v-am povestit puțin despre Evanghelie, tatăl se uita, zice, l-a văzut de departe. Voi credeți că el l-a văzut de departe, că s-a întâmplat să se uite atunci? Na, na, na. Tatăl, de când a plecat fiul, se uita după el. Ce credeți, că nu știa când murea de foame? Dar nu s-a dus după el. Credeți că n-ar fi putut să o facă? Copii, chiar dacă nu exista Facebook-ul și GPS-ul, să ajungă repede, îl găsea. Îl găsea pentru că era sângele lui. Dar îl găsea degeaba. L-ar fi adus așa cum aduce mâța pisoiașii și așează frumos unde le e locul. Dar n-avea niciun farmec, n-avea nicio pedagogie să-l aducă forțat, pentru că ar fi plecat din nou. L-a așteptat să vină singur. Câți dintre noi ne facem acum examen de conștiință și ne întrebăm, mă, eu am avut suficientă răbdare să-l aștept pe cutare sau pe cutare? Măi copii, suficientă răbdare știți care este? Până când se termină, nu răbdarea ta, a celuilalt. Până când se întoarce omul, trebuie să-l așteptăm. Cu nădejdea că el se va întoarce. Chiar dacă ne șușotez toți pe la urechi, lasă-vă, vezi de treabă că ăsta nu mai vine. Nu, 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 nu. Eu trebuie să-l aștept până când voi avea zile și dacă voi avea zile, voi fi contemporan cu întoarcerea lui. Dacă nu, nu. Dar eu toată viața trebuie să-l aștept. Iubiți credincioși, lucrurile nu se fac cu jumătate de măsură. Dacă suntem părinți, trebuie să fim până la capăt. Dacă ne asumăm o pedagogie deschisă și avem pentru copiii noștri această deschidere, trebuie să avem pedagogia tatălui până la capăt, care l-a așteptat să se întoarcă. Nu l-a forțat. Nu i-a trimis cine știe ce soli să-l mai ajute. Nu l-a ajutat să iasă din turma aceea de porci, ci l-a așteptat. Ei, pe partea cealaltă, acum bine știți,
s-a întors și a schimbat viața, omul a trăit fericit până la adânci bătrâneții. Ce facem cu fratele mai mare? Am o mare rugăminte, să nu mai dăm cu pietre în el, că nu e chiar așa. Era de factura omului cu minte, omului cum se cade, omului căruia trebuie să-i spui ceva și el face, a executantului. Nu este de neluat în seamă. Este funcționarul acela căruia dacă îi spui să stea 8 ore, stă 8 ore și își găsește de lucru și face ce trebuie. Nu trebuie nimeni să-l judece pe celălalt, pentru că ar însemna să comparăm frații între ei și nu e bine. Eu sunt primul beneficiar al acestui principiu. Trebuie să-l comparăm însă cu el însuși. Când a venit, din tot ceea ce i-a reproșat tatălui, vă spun că 100% era adevărat. Chiar mai mult decât adevărat. El știa câtă muncă a avut în spate tocmai din cauza pedagogiei tatălui, care nu l-a păstrat pe fratisu să-l ajute la muncă. Știa el ce spune. Știa el că ar fi avut și el un mic anturaj cu care să se bucure. Dar a spus, nu mă, eu am rămas aici că sunt serios. Dacă îmi plăceau anturajele, plecam după fratii meu. Că tata, așa cum nu i-a zis lui, nu mi-ar fi zis nici mie. Înseamnă că și-a asumat. Așadar, măcar astăzi, să ne facem în minte socoteala. Și anume, suntem frate mai mare sau frate mai mic? Suntem copiii aceluiași tată. E singurul lucru care contează. Dacă suntem fratele mai mic și avem pe tălpile noastre mai mulți nervi și tălpile noastre parcă sunt făcute să se tocească în drumuri, nu avem decât să facem drumuri, înainte și înapoi. Cu siguranță ne va smeri viața și ne va aduce de unde am plecat. Dar fără această experiență, fără să umplem darul cu care Dumnezeu ne-a lăsat, nu putem să trăim. Dacă suntem în partea cealaltă, aplecați către munci mai exacte, munci mai fixe, munci pe care ni le dau ceilalți să le facem și noi suntem numai de a executa, este foarte bine. Însă să le facem până la capăt. Așa cum dacă suntem copii mai mici, să facem drumul până la capăt, adică și dus, dar și întors, ida y vuelta, zic frații noștri spanioli, dacă facem până la capăt acest drum, drumul fratelui celui mare este de a îngădui bunătatea tatălui. De a îngădui că fratele lui care a venit, care a dispărut din peisaj, care a cheltuit o anumită parte din avere, dacă a fost îngăduit de tatăl, înseamnă că normativul este îngăduința. Trebuie să ne uităm la tatăl întotdeauna ca să știm ce să facem. Dacă tatăl se bucură și nu ia el măsuri, cu siguranță că noi suntem datori să facem ca tatăl. Cine e tatăl? Dumnezeu. De ce nu ne raportăm așa cum trebuie? Ce ne mai întrebăm? Cine e tatăl? Tatăl este Dumnezeu care plouă și peste cei buni și peste cei răi. Care nu ne lasă să ne întristăm de întoarcerea celuilalt. Pentru că și în noi există așa un morb care nu ne lasă să dormim. Ia uite-mă, ăsta toată viața a fost un om de nu i-a lipsit nimic. Uite-mă, în ultimii ani de viață vine și pe la biserică. Păi bine, mă, ăsta mi-a înainte. Credeți că nu trăim și noi așa ceva? Siguranță. Bine, tată, dar ăsta care ți-a cheltuit talanții, adică, uite, a fost cu vioara în toată lumea. Eu n-am văzut nici varna. Și acum îl primești? Eu am muncit aici, dar am stat acasă. Am avut grijă de biserica ta, una alta. Și tu ce faci? Acum ăsta e egal cu mine? Da, pentru că ne-am asumat și cei cu un talent și cei cu 5 talanți să fim la fel de îngăduitori și de bucuroși cu talentul pe care îl primim. Iubiți credincioși,
pilda fiului risipitor poate să fie prezentată într-un milion de ori, de moduri, de feluri, dar de trăit poate să fie trăită într-un singur fel, de către fiecare în parte. Eu v-am spus ce am trăit astăzi. Aș vrea ca de acum înainte să nu mai uit niciun silogism din toată logica pe care v-am prezentat-o și mi-am prezentat-o mie pentru prima dată în viață, înaintea dumneavoastră, cărora vă mulțumesc că mi-ați primit mărturisirea. Aceasta nu este o predică, este o mărturisire. Vreau să fiu de acum înainte un tată desăvârșit și mai ales un fiu înțelept pentru tatăl meu, care mă așteaptă să mă întorc după ce am trecut prin multe locuri și după ce am învățat din fiecare loc că, de fapt, locul era cel pe care îl părăsisem prima dată. Știți că odată a venit un neamț și tot vorbeau despre pedagogie cu ai noștri. S-a dus și el la țară și a găsit un gospodar care chema puii de dimineață și seara îi băga la loc. Și l-a urmărit ce l-a urmărit și a doua zi a zis: uite, dar n-am înțeles la voi, la români, chemați puii într-un fel și îi goniți în alt fel. Păi ce, cum adică? Păi am observat că dacă vreți să vină la voi, îi chemați pui, 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 da. Și când vreți să plece, le ziceți uși. Păi ce, și voi cum faceți? Păi noi când îi chemăm, chemăm ca lor, comhir, comhir, comhir. Și când vreți să-i goniți, păi ne ducem noi în partea ailaltă, le zicem comhir, comhir, comhir. Asta e pedagogia. Asta este pedagogia. Dacă vrem copilul nostru să înțeleagă unde este casa, duceți-vă și îi chemați în partea opusă și apoi mișcați-vă voi și o să vedeți că vin tot la voi. E adevărat că printre prietenii pe care îi am și o să-mi fac din ce în ce mai mulți, sunt cei care spun că în pedagogia modernă nu se mai poate umili elevul. Adică, bine, pe coș de nucă nu se mai pun de vreo 30 de ani. Eu am prins câteva și așa. La colțul de rușine niciun caz. Sau dacă observi că nu știe lecția, copilul nu-l mai ține la tablă în fața colegilor lui ca să-l umilești că nu știe. Oh, pardon. Și atunci ce să facem? Să-i spunem: vai de mine, ești un geniu. Probabil că o să-mi răspunzi altă dată. Nu, copii. Aceasta, așa zisă umilință, este singura care te poate, pe românește, pune cu burda pe garde. Cine n-a fost umilit în fața celorlalți, sau cine nu s-a simțit umilit, pentru că mai sunt și situații în care nu te simți umilit pentru că nu ai această aplecare către umilință. Tu zici că așa e bine și mergem mai departe. Vreau să vă spun că nu s-a simțit umilit nici când a plecat fiul cu banii pe el, cum zice românul, nici când s-a întors. Dar s-a simțit oarecum umilit cel care își făcuse datoria. Poate că dintre dumneavoastră vă simțiți umiliți față de cei care nu și-au făcut datoria și care acum vin și vor aceleași drepturi. Trebuie să luăm aminte. Nu despre ei este vorba, ci despre noi. De aceea aș vrea ca lecția să fie învățată cu ambele urechi, chiar dacă e predată dintr-o singură gură. O auzim cu două urechi. Și atunci, orice principiu pe care l-ați auzit enunțat astăzi, fiind trăit de mine, să știți că în primul rând este pentru mine și mă voi strădui să nu uit nimic, și în al doilea rând, dacă vreți să-l țineți, apoi țineți-l până la capăt. Nu mă citați trunchiat și nu ziceți: a, da, uite, ăla care a stat acasă n-a primit ceva în plus. Dacă vă amateajează situația asta ca să dați explicații copiilor. Nu, trebuie să aveți întotdeauna explicația completă. Mă, tată, eu când ți-am zis că vreau să plec, de ce m-ai reținut? Uite, dacă se poate întâmpla acum să fiți întrebați așa, ziceți că reconfigurați traseul și să se ducă, că voi îi așteptați. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca atitudinea tatălui de a vedea de departe pe cel pe care l-a lăsat, știind că se întoarce,
să ne preocupe și pe noi, pentru că drumul dus întors este un drum adevărat, un drum la sfârșitul căruia cu siguranță că ne așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu.